Bun, am revenit în studio. Spuneam că vorbim despre antibiotice și rezistența la antibiotice. Vreau să punctăm pericolele din spatele utilizării lor după ureche. În primul rând, e un pericol că sunt legate acum ca subiect de virusele respiratorii. Da? Deci, primul lucru ar fi să facem așa o barieră între cele două discuții, în sensul în care ăsta e unul din marele pericole de abuz ale tratamentului antibiotice. În sezonul rece se prescriu o grămadă sau și cantitativ și ca tipuri de antibiotice inutil pentru viroze respiratorii, lucruri de care să zicem că am discutat până acum, fără niciun beneficiu. Adică nu există antibiotice care să aibă dovedit vreo eficiență, vreo reducere a severității sau a unor durate de boală pentru infecții virale. Dacă ar fi vorba de complicații ale lor, e altă discuție. Dar ăsta, să spunem că ar fi un lucru pe care l-aș considera important, așa de punctat. Deci, ca și abuz de antibiotice, în primul rând, recomandarea, diagnosticul pentru care sunt ele recomandate, prescrierea acestor antibiotice să fie limitată la situații în care ai o suspiciune înaltă sau o dovadă de infecție bacteriană. Extrem de rar ai indicații de administrare profilactică, deci preventivă de antibiotic, și n-ar trebui să fie să reprezinte un procent notabil din utilizare. Ca riscuri de la abuzul de antibiotice sunt numeroase, au fost atinse, așa menționate acolo în acest segment material. Primul fiind, într-adevăr, acest aspect că pe măsură ce microbii sunt expuși și la nivel individual, dar și la nivel de țară, regiune geografică, unor anumite antibiotice, se selectează tulpini din acele specii de antibiotic care capătă rezistență și o pot transmite după aceea altora din aceleași specii sau înrudite, împotriva clasei care era comun utilizată. Și în felul ăsta se pierd, ca și beneficiu, multe antibiotice care se prescriau uzual, și asta s-a întâmplat, de exemplu, cu macrolidele. Macrolidele sunt clasa asta de antibiotice din care ar face parte azitromicină, claritromicină, eritromicina de modă mai veche, dar a fost înlocuit de celelalte două pentru că e mai prost tolerat digestiv, eritromicina. Azitromicina și claritromicina sunt niște antibiotice care au fost în ultimii ani și continuă să fie prescrise abuziv, în exces, la o grămadă de scheme de tratament, inclusiv pentru COVID, inclusiv pentru alte viroze sau infecții respiratorii. Și toate studiile de la nivel european privind rezistența germilor pentru care aceste antibiotice erau utile arată că aproape că le-am pierdut din arsenalul împotriva acestor infecții. Eu personal, și nu sunt singur, medic de boli infecțioase, nu mai iau în calcul utilizarea empirică, adică înainte să știu exact ce are pacientul, de primă linie, a acestor antibiotice. Sunt situații în care, să zicem, ești nevoit să le alegi. Pacientul e alergic la alte clase pe care ai considera util să le dai. Dar din cauza că sunt atât de mari procentele de rezistență al unor microbi care ar da, nu știu, sinuzite sau alte infecții pentru care aceste antibiotice erau în mod uzual recomandate acum 10-15 ani, acum e riscant, adică trebuie să treci la alte clase de antibiotice. Și asta se poate petrece într-un ritm mai mare, mai accelerat decât se dezvoltă antibiotice. Nu e neapărat că ajungi să depinzi de antibiotice care au, să spunem, efecte toxice, mai pur și simplu ajungi să rămâi fără antibiotice. Sunt infecții cu microbi comuni, unii din care dau infecții urinare și alte lucruri care circulă ușor în populație, dar pentru care, într-adevăr, chiar dacă forma de boală a pacientului n-ar impune-o, că e clinic bine, ar putea să ia tratament acasă, depinzi de tratamente antibiotice care sunt doar perfuzabile, injectabile, și atunci trebuie să internezi pacientul. Adică ai o grămadă de efecte secundare nocive pe lanțul ăsta de momentul în care începi să pierzi antibiotice din cauza supra-utilizării lor. Care sunt bacteriile la care au devenit românii rezistenți? Aici formularea ar fi în sensul în care bacteriile sunt rezistente la anumite clase de antibiotice. În România, ca și în zona asta din sud-estul Europei, Bulgaria și chiar și către sud, Grecia, Turcia, Italia, există o pondere mai mare comparativ cu alte zone din Europa, mai ales regiunile nordice, dar și vestul Europei,
ca pondere de rezistență la clase uzuale de antibiotice ale microbilor, ale tuturor categoriilor de microbi. Dintre microbii care comun dau infecții, noi conducem așa, sau suntem întotdeauna în primele poziții pe ce raportăm, că și aici, să spunem, poate nu raportăm la fel de bine ca alte țări și asta poate să influențeze un pic statisticile, dar pe ce raportăm suntem în top la rezistență la microbi care afectează în general sfera digestivă, urinară sau infecții în tot organismul, cum sunt Klebsiella, Escherichia coli, microbi care fac parte în mod normal, constant sau din când în când, din flora noastră de la nivelul tubului digestiv, dar care, ca urmare a presiunii antibiotice, v-am spus, fie individual luată, fie pentru că în țara respectivă s-au făcut abuz de-a lungul timpului, circulă foarte multe tulpini rezistente la o grămadă de clase utilizate chiar și în situații de urgență, de primă linie, și noi le-am pierdut. În plus, avem la fel o pondere un pic mai mare de rezistență față de alte țări la Staphylococcus aureus, iarăși un microb care dă infecții severe și în comunitate, și în spitale, contribuie la complicații post-chirurgicale și alte situații. Deci, suntem, din păcate, nu numai noi așa, dar geografic vorbind, facem parte dintr-o zonă unde avem, suntem în top 5 la nivel european pentru toate clasele comune de microbi care dau infecții, din punct de vedere al rezistenței.